pentru mai multe lămuriri. Carmen Negoiță este alături de noi și nu a venit singură, ci împreună cu eșafele. 7 fete. Nu? 7 dintre fetele mele. Carmen, dar ce apariție, Carmen! Bine, v-am găsit și la mulți ani, vorbește lumea. La mai multe ediții. Ai căput în mașină? Păi am încercat, am intrat așa pe o parte. Deci este a noastră cea mai mare pălărie din sud-estul Europei. Ideea este că noi avem și o amintire foarte frumoasă împreună cu Carmen. A fost plecată într-o deplasare, chiar cu echipa Vorbește Lumea și exact. A făcut senzație în avion pentru că trebuia să-și poarte pălăria în cap, nu poți să bagi în bagaj, că se strică bunul. Acum bărea trei locuri. Acum bărea trei locuri. Încercați să vă imaginați cum se deplasa Carmen pe mijloc. De asta am venit așa deghizată, pentru că a fost cerere specială de la colegii de la Vorbește Lumea. Și am zis că trebuie să, cu ocazia această aniversară, trebuie să mă supun. Dar stați să mă vedeți și la față, să mă... Jos pe aia! Bravo! Carmen, înțeleg că există 7 moduri în care putem purta o eșarfă, deși ea e aparent banală când te... Nu-i nimic, mă mai tăia doar. Nu poți spui așa ceva despre eșarfe, că sunt banale. Niciodată, niciodată, te rog frumos. Cred că o să... Da. Medic, mă taia de la... cum putem să folosim eșarfa într-un mod atât de... Păi am adus mai multe tipuri, tocmai pentru că pentru fiecare stil ai nevoie de un anumit tip de material. Unele sunt mai pretabile pentru cap, altele pentru corp. Dar hai să luăm din partea asta, să vă arăt. Da. Sunt mai multe moduri, dar o să vă arăt cele mai uzuale. Eu folosesc foarte mult la plajă eșarfe și uite, când aveți o roche de plajă, faceți fix așa, dar vă trebuie o eșarfă mare și să aibă un material din acesta mai moale, care să nu se lipească pe voi. De ce să fie atât de mare? Ca să poți să o legi. Ca să-ți acopere. Ca să poți să o legi, ok, da. Ca să o legi, corect. Deci așa puteți să purtați aceasta. Ceea ce port eu foarte des și cred că toată lumea m-a văzut în ultimul timp pe Instagram că am făcut o obsesie, port de genul acesta foarte French style sau cu ca stewardeză. Dar la ce? Unde poți să porți? Și la sacou, și la birou. Așa, da? Da, eu am purtat-o de curând cu o vestă și cu niște pantaloni Palazzo alb, superb, cu o vestă. Cu senzație. Și cu o pălărie mai discretă decât aceasta. Da, dar, asta... da, toată lumea mi-a zis că îmi lipsește doar bagheta. Așa. Uite, aceasta este un accesoriu. Este o eșarfă mai mică pe care o puteți folosi așa, pe mână. Poți să o înfășori. La ce asorte? Dacă te-ai zgâriat, dacă... Sau așa, vrei să acoperi o rană. Ca pansament. Dar hai să spun un truc. Uite, dacă are un material dintre ăsta care absoarbe, când te duci la festivaluri, îți pui eșarfă dintre ăsta când transpir. Ca la tenis, prosop. Așa, batistă. Dar poți să faci așa? E. Acum, dacă nu te vede nimeni, poți să faci ce vrei tu. Ce să zic? Așa, hai să vă mai arăt. Ajungem la al 4-lea mod în care putem folosi o eșarfă. 4 am făcut până acum? Și pe asta puteți să o puneți ca detaliu la geantă. Când aveți un outfit foarte simplu, dacă vreți o pată de culoare, o puneți, agățați la geantă și ca să-ți recunoști geanta la aeroport când îți vine pe bandă. Asta era, nu? Da, se zicea aia mea. Uite, sau genul acesta de eșarfă cu pantaloni scurți, o faci ce-ți așa, stai puțin că n-am... O faci bluziță, o faci bustieră. Top. O legi, uite așa, și pui pantalonii scurți peste ea și vine băgată perfect. Și dacă ai un sutien, nu am cum să vă exemplific acum, este un sutien din acela care e doar cu bandă și fără bretele, poți să înfășori eșarfa pe după el și arată ca un sutien colorat. Tocmai super... ți-ai făcut un nou model de exact, sutien. Exact. Abia aștept. Hai să văd ce mai am să vă arăt. Să-mi fac un nou model de sutien. Uite, mă tai și pe mine, ai găsit ce? Cel mai simplu mod în care poartă toată lumea este acesta. Dar mie nu stă bine, mă. Vrei să-ți arăt? Ia, ține puțin. Hai, mă, cum să nu stea bine? Vino. Mie nu stă bine, mă. Nu stă bine. Că nu știi tu să o faci. Îmi turtește capul. Ia. Pune-ți pe frunte, perfect. Pe frunte mi-am pus. Uite cât de bine îmi stă. Hai, că nu e așa. Nu pot să o văd de cât de bine îmi stă mie. Și cu ochi... Ia, puneți ochelarii. Unde ai pus ochelarii? Nu sunt ochelarii la ochi, Adela. Completează ținuta, Adela. Nu sunt bine, mă, fratelo, mă. Unde să mă vedeți? Mulțumesc. Da. Știți pe sola lui Tupac? Arăți foarte bine. Mie numai... se pare că arată foarte bine. Exact. Deci că exact. E sola lui Tupac. Uite-te la ea. Ia zigie. Uite-te la camera, zigie. Și poți să-mi arăți și mie cum îți faci un turbanel? Yes. Că poate cu un turbanel o să-mi stea mai bine. Hai să-ți arăt acum. Sper știți să... de ce nu stă bine cu batic? Mi-am dat seama că mi-acoperă frumusețea asta de chip. Da, mă, tu de fapt erai frumoasă fără nici atunci orice pui adică vrei să zici strică. Că nu sau ba, ce? Nu, vreau să zic că chiar foarte da, nu că da. Dar să știi că stă bine, da. Foarte bine. Uite așa.
Asta e prima asta mișcare. E prima mișcare. Deci sper să-mi reușească fără oglindă. Deci, faci așa. Și uite așa, îl învârți cu păr cu tot. Și îl bagi în spate. Uite așa. Eu așa fac cu prosopul după ce mă spăl. Păi uite, așa fac și cu eșarfă și arăți cool la plajă, îți pui niște cercei din aia super oversize, oversize și niște ochelari și ești cool. Încearcă Adela, ia. Face așa. Adela. 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 Hai. Vezi, trebuie o eșarfă un pic mai mare, de asta am ales așa un... Așa îmi stăm puțin mai bine. Nu, fetele, noi să facem o poză împreună. Îți stă foarte bine. Am arătat 7 că nu mai știu ce am sărit. 7 a fost. Cred că mai era un pareo, pe asta am sărit-o și aceasta... Cel mai simplu, o legați așa, este un imprimeu superb, este moale cu un sutier la plajă. Carmen, am observat că fetele fac asta în special când vin de pe plajă în restaurant. De cele mai multe ori e soluția cea mai simplă, să vii în costumul de baie, să legi o... Extraordinar, asta de ce am observat, pentru că mă uit la fetele care vin în restaurant când sunt mai așa. Știu, știu că nu mă gândeam că Bogdan nu are nimic. La gură, la gură, la gură. Așa. Uite, ar trebui să facem o poză toți patru acum. Așa. Ai vreo urare să ne faci și nouă totuși? Că de-aia... Așa. Ce să vă zic, la cât mai multe ediții frumoase, să mergem în vacanță împreună. Mie doar să mergem în vacanță împreună, trebuie să da. Au fost așa, memorabile, memorabile. Așa au fost este, am creat multe amintiri frumoase împreună da. Și la cât mai multe, și ce să vă zic, mult succes, la cât mai mulți invitați frumoși și tot ceea ce vă doriți voi să se împlinească, Doamne ajută! Mulțumim mult, Carmen! Mulțumim că ai fost alături de noi!